Dragii mei, eu cred că stăm înaintea unui Dumnezeu viu și adevărat, pentru că El este viu și adevărat. Cine l-a întâlnit știe că acest cuvânt dă viață. Cuvântul lui Dumnezeu nu e o joacă, trebuie gestionat cu, cum să spun, cu seriozitate maximă și să fim mulțumitori pentru că acest cuvânt ne este la îndemână. Cuvântul pentru care alții au plătit un preț enorm. Unii au fost tăiați în două cu fereastră. Alții au fost fierți în ulei, li s-a tăiat capul, au fost crucificați cu capul în jos și ze pentru acest cuvânt, ca să-l păstreze pentru generațiile următoare. E, în dimineața aceasta, pentru cei care ați fost, cei mai mulți probabil dintre voi, sau nu mai știu că nu stau să mă uit exact așa atent, dar am învățat că Dumnezeu caută oameni mici. Trebuie să fii mic ca să umbli cu Dumnezeu. Da? Am învățat că. Uh, unul din modurile, sau cel mai important mod care să ne întoarcem la dragostea din tâi pe care multe biserici și mulți creștini au pierdut-o, au pierdut-o, este să rămânem în Cuvânt, să fim oameni ai închinării și să avem o mărturie, să mărturisim tot timpul de Dumnezeu nostru, ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și am strâns noi aceste trei valori: da, Cuvânt, închinare și mărturie, le-am inversat și am spus să fii mic. Și spunea acolo Scriptura despre Saul, când ai fost mic în ochii tăi, nu te-am ridicat eu peste poporul acesta în mare număr să fiu un împărat. Dragul meu, în seara asta vreau să te provoc mai departe în călătoria care o avem de făcut. Și aș vrea să vă rog din start să vă uitați la mine zâmbind. Vă uitați foarte serios și mă speriați. V-am făcut ceva dimineață, v-ați supărat pe mine? Stați așa încruntați unii dintre voi că mă gândesc ce au cu mine frații ăștia. O rădăni, bihoreni, Domnul să-i binecuvânteze. Ați văzut că la când te cultuiești credincios, eu acolo am un vers nou. Tu ești tatăl luminilor, vreau să arăt asta în loc să cânt tuturor, zic bihorenilor, când sunt aici. Doamne, lucrează în bihor și ridică oameni cu cernici, oameni care să primească cuvântul tău cu bucurie și să aducă roadă în răbdare. Amin. Întotdeauna putem învăța de la personajele biblice și în seara asta. Aș vrea să vorbesc despre Avram. Am așa îndemnul ăsta să mă duc pe linia asta avramică. Este ultima săptămână de la, din luna ianuarie, nu? Ultimul weekend din luna ianuarie și eu mi-am propus luna asta peste tot pe unde merg, așa la călăuzirea Duhului, să vorbesc despre decizii. Decizii cu Dumnezeu. De ce? Pentru că dacă înveți să iei decizii cu Dumnezeu, viața ta va fi mai simplă și mai bună. Dacă vrei să vezi anul ăsta 2024 doar prin prisma eforturilor personale, a deciziilor tale, fără Dumnezeu, nu știu ce se va ajunge cu tine și cu mine. Dar dacă îl implicăm pe Dumnezeu, dacă îl facem pe Dumnezeu centrul vieții noastre, deciziile noastre vor fi mai simple și mai eficiente și mai sănătoase. Amin? De asta vrem să învățăm de la oamenii Scripturii. Mie întotdeauna îmi place să -mi modelez mintea după Scriptură. Atunci când m-am întors la Hristos, aveam o minte stricată, cum am mai spus și v-am povestit și știți povestea mea. Și primul lucru sau primul impact care l-a avut Scriptura asupra mea este că am început să învăț adevărul din Scriptură. De ce? Pentru că doar adevărul te face. E fain să cânt, să lauzi pe Domnul, îmi place. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. E fain să te rogi, e superb. Dar dacă nu urs, stai în Scripturi, nu o să ai izbândă niciodată. De ce? Pentru că Scriptura, cuvântul este temelia pe care stă un creștin. Domnul Hristos spunea, cine aude aceste cuvinte ale mele, lăsați copiii în pace, uitați-vă la mine. Cine aude aceste cuvinte ale mele, ce ușor suntem distrași, Doamne iartă-ne. N-ați mai văzut copii care plâng? Copiii asta fac plâng. S-a terminat cu secretul. Domnul să-i binecuvânteze. Amin? Pe mine unul nu mă deranjează copiii plâng. Poate să alerge pe aici treaba lor. Scopii. Eu știu un lucru. Că exact ca și statul la soare, dacă îl ții pe copil în prezența Domnului, fie că el crede sau nu îl bronzează, îl prinde prezența Domnului. Amin? Așa că țineți-i aproape de altar. Doamne ajută! Nu vă mai uitați ciudat la cei care au copii, că așa am fost și noi odată și așa ați fost și voi odată. De asta, dragii mei, vreau să ne apropiem de cuvânt, pentru că unul din cei mai extraordinari oameni ai Biblia, Biblia ne-l dă reper și în Vechiul și Nou Testament, atenție! Ba încă este numit Tatăl tuturor celor credin, Cioș, este Avram. Și din viața lui putem învăța câteva lucruri. Ceea ce vom descoperi are o dublă importanță. De ce? Pentru că primul element este că Dumnezeu, care îl învățăm din viața lui Avram, e că Dumnezeu nu caută oameni perfecți prin care să-și glorifice numele ci oameni ca și tine, ca și mine. Avram a avut și el slăbiciunile lui, Ilie le-a avut și el pe ale lui, Iosua le-a avut pe ale lui, n-a mai ridicat lider ca și Moise după el, Moise le-a avut pe ale lui. Pe mine mă încurajează acest fapt că Dumnezeu nu caută un om perfect pe care să-l folosească în generația noastră, ci oameni ca și noi. Știi de ce? Pentru că atunci când Dumnezeu cheamă un om, nu se bazează pe ce omul acela poate face, ci se bazează pe ce Dumnezeu poate să facă prin omul acela. Amin? Așa că dacă ești aici în seara asta, ai slăbiciuni, ai minusuri, ai dezamăgiri, zici, Doamne, pe mine nu mă va folosi Dumnezeu niciodată, El poate să te folosească. Deci primul element al istoriei avramice, cum spuneam, este că Dumnezeu caută un punct de țărână prin care să-și glorifice numele. Al doilea element este că oamenii ăștia odată aleși nu s-au calificat pentru misiune, pentru gradele care le aveau. Wow, ce diplome, ce studios este omul acesta. Ei au fost aleși. Ce înseamnă să fii ales? Când ești ales, ești ales. Dacă eu astăzi mă hostără să-mi fiez, de exemplu, un copil de la un orfelinat, nu îl fiez datorită meritelor lui, ci pentru că îl leg și îl califică, îl face fiul al meu sau copil al meu, alegerea mea. Nu faptul că el e bun sau rău. Ei, Avram a înțeles asta că Alegerea lui Dumnezeu față de el n-a fost pe talentul lui extraordinar, pentru că el a venit dintr-o familie idolatră, vă aceți aminte, tatăl lui era făcător de idol, ci a fost alegerea lui Dumnezeu și Avram întotdeauna a știut, dacă Dumnezeu va face ceva cu mine în călătoria asta pe pământ, o face bazat pe puterea lui, pe cunoștința lui, pe harul lui, pentru că e alegerea lui. De aceea nu trebuie să te mândrești. Eu cred că de multe ori, ai simțit și tu că pierzi direcția? Ai simțit și tu că ți se clatină piciorul pe cărare? Te-ai simțit și tu necalificat? Te-ai simțit uh, oarecum nepregătit? Te-ai simțit fără abilitățile care Dumnezeu le ar putea folosi la tine sau în omul pe care el îl cheamă. Dar știi ce? Chemarea lui Dumnezeu nu se face încă o dată în funcție de ceea ce noi putem da, ci în funcție de ce el poate da. Amin. Dragul meu, când Dumnezeu cheamă, El e absolut conștient că noi suntem sărână. Cineva îmi spunea odată, ups, frate, să am păcătuit. Cred că l-am dezabăcit pe Dumnezeu. I-am răspuns, nu te flata prea mult, Dumnezeu știe din ce ești făcut. Dumnezeu știe din ce sunt făcut. Dumnezeu nu-i surprins ca un părinte care copilul lui, deodată, ups, face acolo într-un pampers și fac, face, o, da, noi greșim de multe ori, exact ca și copiii, Dumnezeu nu-i surprins, o, oh, Doamne Iisuse, ce te-am dezamăgit. Dumnezeu știe din ce ești făcut, știe din ce să făcut și El își asumă alegerea pe care o face. De asta vreau să te încurajez în după masa asta, că răspunsul nu ești tu, e Dumnezeu prin tine. Amin. Vă aduceți aminte că spuneam de multe ori citatul ăsta, Dumnezeu nu vrea fără noi și noi nu putem fără El. Dumnezeu nu vrea fără noi, El poate, dar nu vrea. Pentru că El îi place să ne implice să fim împreună lucrători cu El. De aceea, azi dacă auzi predica asta, nu este doar ca să fie predicată, ci ca să fie ascultată și aplicată. Și aș vrea să spui vecinului de lângă tine, predica asta nu-i pentru tine, e pentru mine. Hai să facem asta. E pentru mine, frate, slavă Domnului. Aș vrea în următoarele momente să intrăm într-o călătorie în viața lui Avram, tatăl tuturor celor credincioși și să ne uităm la punctele lui forte. Eu am găsit mai multe, dar probabil în seara asta o să parcurgem doar cinci. Cineva zice, wow, cât de multe dimineața a spus trei. Acum, când suntem obosiți, vine cu cinci. Dragul meu, nu trebuie să le ții minte pe toate, trebuie doar să le aplici. Primul punct, Cred că asta a fost cea mai remarcabilă calitate a lui Avram. A fost credința. Spuneam împreună credință. Ce vă gândiți voi când auziți credință? Probabil că în mintea celor mai mulți dintre noi care venim la biserică de vreo 30 de ani s-a tot ocit, fraților, trebuie să avem credință. Fraților și surorilor se simt în inferioritate că de ele nu se o niciodată. Și surorilor, trebuie să avem credință. Dar ce este credința? Ce este credința? Sincer, eu de multe ori am eșuat în a arăta credință în viața mea. Totuși acest om, Avram, a ales cu tot din adinsul să-l creadă pe Dumnezeu în cele mai groaznice momente ale vieții lui și să se țină ca buldogul de bucata aia de carne, de promisiunea al lui Dumnezeu, fără să-i dea drumul. Avram a crezut în promisiunea lui Dumnezeu că va avea un fiu la bătrânețe. Tu-ți imaginezi la 100 de ani să mai crezi că poți avea un fiu? Dar oare cum e să aștepți 25 de ani? Pentru că promisiunea a fost făcută cu 25 de ani înainte. Frate păstor, săptămâna trecută mi-ai zis că se întoarce pruncul la Dumnezeu, nu s-a întors. Soră, am zis că ne rugăm. Domnul lucră, ai răbdare, ai credință. După poți săptămână iar. Ai zis că îmi dă domnul bărbat anul ăsta, Ian cu soț. Nu veni nimic până acum și uite, trecut luna ianuarie. Credința implică răbdare, amin? Credința implică perseverență. Credința implică așteptarea și ținerea promisiunilor lui Dumnezeu strâns. Vezi tu, deși au existat momente de îndoială, traiectoria generală a lui Avram a fost credința în imposibil. Și eu anul ăsta, motivat de povestea lui Avram, mi-am propus să am un an în care îl cred pe Dumnezeu pentru lucruri imposibile. Prea mult l-am crezut pe Dumnezeu pentru lucruri posibile. Dar, dragii mei, dacă suntem biserica lui Iisus Hristos, Trebuie să începem, suntem chemați, suntem invitați să-L credem pe Dumnezeu pentru lucruri imposibile. Gândește-te cum sună, Avrame peste vreo 25 de ani, cam când ai tu 100 de ani și nu mai ai putere și nici nevastă ta nu mai are putere, sunteți doi biscuiți din ei, abia vă mai târâți, o să vă dau un copil. Dar vezi, în viața lui Avram a fost această constantă, această, cum să zic, acest adn credința, Uite-te ce spune aici, în Geneza 12 cu 4. Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Tu te gândești că niciodată nu-i prea târziu să de Dumnezeu? Dar îmi place versetul ăsta, prinde atât de mult. Avram a plecat cum îi spusese cine? Domnul, deci, vezi, credința cere întotdeauna acțiune. Credința are picioare. Dacă Dumnezeu te cheamă să mergi să mărturisești, să-ți duci vestea cea bună, și tot ce faci, stai la un birou la muncă toată ziua, și te închizi în rușine și îți pui obloanele. Aia nu-i credința, ei ne. Credință. Aș vrea să citim Evrei 11 de la 8 la 11. Evrei 11 de la 8 la 11. Ai găsit. Prin credință, Avram, când a fost chemat să. O să vă uh, cer uh, participarea în seara asta, pentru că eu cred în citirea Cuvântului lui Dumnezeu public, așa cum îmi spune Pavelul Timotei. Amin? Amin? Amin. Prin credință, când a fost chemat Avram să plece într-un loc pe care avea să le ia ca moștenire, citim împreună, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Wow! Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el ai aceleiași făgăduințe. Că cel a aștepta cetatea care are temelei tari, a, cărei, a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Citim împreună, prin credință și Sara, deci prin ce? Prin credință. A primit putere să zămizlească. De ce? Cum? Fiindcă a crezut în credincioșia celui ce să Lasă versetul ăsta. Vezi tu ce înseamnă credința? Credința nu e în puterea mea. Credința nu e ce pot eu să fac. Credința e ce Dumnezeu poate să facă prin mine. Amin. Nu da să fie domnul, Sara avea 75 de ani, prin credință, prin credință. Vezi -o, acest element extraordinar, cel mai remarcabil, pot să spun, care iese în evidență, în cartea roman vorbește, în evrei vorbește, în geneza vorbește despre Aram, tatăl tuturor celor credincioși. Dragul meu, vreau să te întreb, credința mai are loc în familia ta și în casa și în mintea ta? Sau vii la biserică, o, o fain, ce s-a predicat? Nu știu, că oricum nu cred. Tu știi că necredința este stare de păcat? Tu știi asta că necredința îl face pe Dumnezeu mincinos? Când Dumnezeu mărturisește despre tine, e ca și cum tu îi spui lui Dumnezeu, eu nu cred, Doamne, ce tu spui, eu nu cred ce tu, ce tu vorbești peste mine, eu nu cred ce tu mărturisești, eu te fac pe tine un mincinos. Dragul meu, nu te lăsa influențat de Duhul ăsta de necredință. Fii curajos, Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Uau, wow, ce-mi place! În altă parte spune că zise Scriptura, Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost ocutită ca neprihănire. Aș vrea să citim în roman câteva versete. Roman 4 de la versetul 18. Nădăjduind împotriva oricărei nădești, el a crezut. De ce cel mai multe răspunsuri la rugăciune nu le primim? Noi ne rugăm, dar nu credem. Cerem, dar nu căpătăm. El a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri. După cum îi spusese, așa va fi sămânța ta. Citim împreună în continuare. Și fiindcă n-a fost în credință, el nu s-a uitat la trupul său. Oprește-te un pic. Ce înseamnă asta, fiindcă n-a fost slab în credință, nu s-a uitat la trupul său? Vreau să te întreb, tu te uiți la trupul tău, te uiți des? Când te uiți la trupul tău, știi ce când te începe? Nu pot, n am chef, nu vreau, mă doare, au, au. Ăsta e refrenul care încep să-l cânți. Avram nu s-a uitat la trupul său. Unde s-a uitat Avram? La cel ce poate. Nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani nici la faptul că Sara nu mai putea să facă copii. Ar fi putut merge înaintea lui Dumnezeu să zică, Doamne, eu nu te supăra pe mine. Apoi tu nu știi că ești Dumnezeu, că Sara nu mai poate să facă copii. Cum mi dai mie pe Sara să fac copii cu ea? Nici la faptul că Sara, nu s-a uitat nici la trupul lui, nici la faptul că Sara nu putea să facă copii. Citim 20, versetul 20 împreună. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumne Prin ce? Prin necredință. Ia uite procesul prin care trece Avram acolo, uite, vezi pașii care sunt, nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, adică a ținut promisiunea lui Dumnezeu, a crezut-o, ci întărit prin credința lui ce a făcut, a dat slavă lui Dumnezeu, versetul următor, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească. Vezi tu când Dumnezeu i-a zis lui Avram, Avrame, îți voi da un fiu, Trebuie să citești Biblia exact cum este. El îi va da lui Avram un fiu. Nu l-a chemat pe Adam, Avram să producă ceea ce el nu putea să facă. Dumnezeu când te cheamă, chiar dacă nu poți, Dumnezeu îți dă puterea să faci. Credința, dragul meu, trece peste limitele umane. Îți oameni, de exemplu, mi-aduc aminte, am văzut odată un, un video cu... Cu un accident, o mașină dăduse într-un copil și o mamă care era destul de slabă și așa foarte micuță, a luat și efectiv a ridicat mașina. Roata de la mașină singură. De ce? Pentru că ceva s-a întâmplat în ea acolo, disperarea ei a, a, a declanșat în ea o forță de care ea nici măcar nu era conștientă. Exact așa e cu credința. Credința nu în noi, nu în ce putem noi face, nu în gânduri pozitive, credința într-un Dumnezeu viu și adevărat, care are putere să treacă de legile naturii. Vreau să vă întreb, când Domnul Hristos l-a chemat pe Petru să meargă pe mare, în cine s-a încrezut Hristos? În Petru sau în el? Al cui cuvânt era temelia acestei acțiuni? Hmm. Îmi place atât de mult, fiindcă n-a fost slabă în credință el, nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit. Wow! Nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință. Știi ce aș vrea să te provoc în asta? Să iei o mătură, să iei o, o bătră și să bați necredința, să o scoți afară din viața ta. Îți dai seama cât îl dezonorăm pe Dumnezeu din ceruri, că noi nu-L credem pe cuvânt? îți dai seama cât de rănit, cât de ofensat e Dumnezeu Tatăl nostru care spune, eu sunt gata să-ți dau, crede-mă pe cuvânt, eu am planuri bune și tu zici, nu, nu cred. El poate, cântăm un cântec, El poate, El poate, eu știu că poate, eu știu că poate, am mă duce în ceruri, păi dacă poate să te ducă în ceruri, El poate să-ți de grijă și aici, amin? Eu nu înțeleg cum vine treaba asta, ai credință în El pentru eternitate, dar n-ai credință în El pentru aici? Dragul meu, credința în Hristos mie mi-a dat asigurare pentru viața asta și pentru eternitate. Îmi acoperă ambele vieți. Mai mult decât atât, Domnul Hristos spune, cine crede în mine, are viață veșnică. Eternitatea pentru mine a început în momentul în care cred. Wow! Aș vrea să te provoc, cum stai cu credința? Te întreb în seara asta. Nu uita, credința nu e un sentiment copleșitor, să, să aștept că să fiu pregătit. Nu există așa ceva. Credința e, Dumnezeu spune, eu trec la treabă. Am cântat un cântec în seara asta, drăguț. Fătul decorul potrivit. dă voi să spun ceva, Dumnezeu te cheamă să umbli când n-ai decorul potrivit. Dumnezeu te cheamă să umbli în credință atunci când sunt norii sus pe cer, El spune, dute. Când nu ai ploaie, El spune, seamănă. Pentru că viața cu Dumnezeu este prin credință. Dumnezeu zice, du-te și mergi la biserică și cântăm cântece de bucurie, dar Doamne, dar nu mi s-o întors cu acasă. Laudă-mă oricum, laudă-mă pentru că eu voi lucra. Avram a fost omul credinței. Wow! Mă gândesc ce a simțit când i-a cerut Dumnezeu să sacrifice pe Isaac. Noi nu suntem în stare să sacrificăm o prăjitură. Dragilor, suntem departe. Dar în seara asta, Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem. Și el spune așa: Apropiați-vă de mine și eu mă voi apropia de voi. Că cine se apropie de el trebuie să creadă că el este și că răsplătește. Tu te gândești că de câte ori îl crezi pe Dumnezeu și aprinși cuvântul, deschizi răsplătiri pentru tine, Dumnezeu te răsplătește. Dumnezeu nu e un Dumnezeu habonic, nu-și cere să faci ceea ce nu poți. Dumnezeu ia a cerut lui Moise, Dute, te ia toiagul în mână și slujește-mă cu toiagul la Moise. Restul fac eu. Dar, Doamne, eu nu pot să despar marea. Eu nu ți-am cerut să o despar, am cerut să-ți întinzi toiagul. Fă ce ține de tine. Dar ascultă-mă. Dragul meu, credința este, cred că, cea mai remarcabilă calitate a lui Avram și dacă am vorbit în seara asta doar despre ea, cred că n-am terminat. Dar Trebuie să mergem mai departe, nu mai vreau să te întreb. Ce înseamnă credință pentru tine? Un sentiment? O aprobare mentală, da, cred, aprobarea mentală e importantă, dar nu e de ajuns. Eu de multe ori am spus da, cred și nu m-am dus să fac. Domnul Hristos dă un exemplu în Evanghelie despre doi fii, spune că un tată i-a zis unuia: "Du-te și lucrează în grădina mea", și el a spus: "Nu mă duc, tată", dar la urmă i-a apărut sa... Apoi a venit la al doilea și a zis: Du-te și lucrează, te rog, în grădina mea. Și a zis: Mă duc acum, tată. Și nu s-a dus niciodată. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui? Primul. Chiar dacă s-a supărat, chiar dacă s-a frustrat, a trecut peste sentimente și a zis: Știi ce, îmi pare rău. E tatăl meu, trebuie să ascult de el. Dragul meu, credința nu e bazată pe sentimente. Credința este o decizie care îi, să te aliniezi cu acest cuvânt viu și adevărat. Atunci când te cerți în familie, cuvântul spune iartă, iartă. Dar, da, Doamne, dacă iert, ca de... Spune românul de papagal. Adică tot eu să renunț de fiecare dată? Dar Domnul zice iartă. Poți să-L ales să-L crezi pe Dumnezeu că dacă îl ierți vei avea o răsplătire sau să rămâi prins în necredința ta. Ascultă-mă, necredința nu produce neprihănirea lui Dumnezeu. Avram prin credință a fost socotit neprihă... Neat, adică aliniat cu Dumnezeu. Vreau să te provoc în seara asta să fii un om al credinței. Să încep să iei promisiunile lui Dumnezeu rând pe rând de anul ăsta. În fiecare zi câte una avem promisiuni pentru fiecare zi. Dragă biserică, hai să ne pocăim de lenevie. Dumnezeu ne cheamă să credem cuvântul și să-L aplicăm, să lucrăm cu El în viața noastră. Iați câte o promisiune, 336 de promisiuni. Ia câte o promisiune, îți mult mai multe, peste șase mii în Biblie, da. Ia pentru fiecare zi ai acolo câte o promisiune. Ia-o și pleacă cu promisiunea la aia. Doamne, voi face asta. Cred că îmi porți de grijă. Tu ești Dumnezeu care este cu mine. Ești Dumnezeu care îmi dă sănătate. Tu ești Tată, adevăratul meu Tată. Mergi cu promisiunea lui Dumnezeu. Fi gata în anul 2024 să-L crezi pe Dumnezeu pentru lucruri imposibile. Vreau să vă întreb, aveți câteva lucruri imposibile, câțiva munți care -i vedeți, câțiva goliați pe care nu ați biruit încă? Aveți în viața voastră câteva legături care nu le-ați rupt încă? Dragul meu, anul ăsta e anul în care Dumnezeu te cheamă să ai credința lui Avram. Se poate! Se poate! Se poate! Al doilea lucru care îl iubesc la viața lui Avram a fost un închinător. Vorbeam și dimineața, Avram, pe unde a trecut, dacă citiți despre el, Geneza 12 cu 1 la 7, Geneza 12 8 la 13, Geneza 13 14 la 18, Geneza 22 9 la Peste tot pe unde mergea, Avram făcea un altar de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și spuneam și dimineață și vreau să reiterez, spune Scriptura în Geneza 12 cop, de acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de betel și a întins cortul acolo, având betelul, la apus și aiul, a răsărit, a zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului Vestu și acolo un altar. Asta înseamnă că avea un stil de viață din a zidii altare de mulțumire. Vreau să te întreb, ești o persoană mulțumitoare? Ești o persoană care îl adoră pe Dumnezeu în orice circunstanță? Când se pune puiul și friptura pe masă, îi primul lucru care îl faci? Sau ei cu tâtul Ia! Ca și e în filmele de carate. Abia aștept să se pună masa. Până acolo ai fost pocăit. Când s-a pus puiul și friptura s-a terminat. Dragul meu, Dumnezeu ne cheamă ca în orice circunstanță. Oare cum ar arăta viața ta? Că atunci când plouă, atunci când ninge, atunci când niger, când ai bani să-ți plătești facturile, când nu-ți merge telefonul, când n-ai semnal bun la telefon, atunci când nu se răspunde Dumnezeu la rugăciuni, atunci când nu te înțelegi bine, atunci când ai oameni împotriva ta, cum ar arăta viața ta dacă din fiecare circunstanță tu ai face un altar de laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu și ai începe să-i mulțumești Dumnezeu, oare cum ar arăta? Îți spun eu cum ar arăta, Biblia spune, celui cu inima mulțumitoare tu îi dai un ospăț necurmat. Pentru omul cu inima mulțumitoare care face tot timpul altare de laudă, Dumnezeu se ocupă de el. Te întreb de ce unii sunt așa fericiți. Măi, ai câștigat la lotul, ce s-a întâmplat cu tine? Îl am pe Domnul de partea Domnul se ocupă de mine. Domnul se ocupă de mine. Gândește-te, din orice tragedie să faci un altar de mulțumire, de laudă. Din orice bucurie să faci un altar de laudă. Când ești trist, ridic o rugăciune. S-ar minuna oamenii de tine. S-ar minuna oamenii de tine. Ai fi o uimire, ai fi un miracol cum ar arăta anul 2024 dacă ai pune disciplina asta și ai integra în viața ta? Ca la fiecare presiune, la fiecare opoziție să te oprești un pic și să începi să zici Tată, te laud că Tu ești cu mine, îți mulțumesc, chem prezența Ta, știu că vei fi cu mine și la examenul ăsta, intru, Doamne, cu credință, nu mă tem că și Domnul e cu mine. Știi cum s-ar uita oamenii la tine? Wow! E ceva cu omul ăsta, poartă cerul pe pământ. Pentru că Biblia vorbește că în mijlocul laudelor locuiește, Dumnezeu. Deci fie că e singur, fie că ești trist, dacă tu lauzi Dumnezeu, pășește în circumstanțele tale și nu mai e singur. Domnul e cu tine, viteazule! Domnul Hristos spunea, eu nu sunt singur, tatăl cu mine. Da, ați observat stilul de vorba Domnului Hristos? Te lau, Tată Dumnezeule, Domn al Cerului și al Pământului, Creatorul Făcutului și Nevăzutului, că Tu ai descoperit acestor mii... Te lau, Doamne, avea o viață de laudă! În unele cuvinte, limba greacă, acolo e folosit cuvântul Halel. Te laud, Halel vine de, Haleluia vine de la Halel. Lăudați să fie Iahve, lăudați să fie Creatorul. Pe, pe un om care e cu inima mulțumitoare, diavolul nu are cum să-l înfrângă. Știi de ce? Pentru că cu cât îi dă diavolul mai tare, ăsta cântă și mai tare. Cu cât îl lovește, diavolul zice, bă, n-avem cu ăsta, n-avem ce face, ăsta este setat pe cer, l-am pierdut. Cu cât îi pune piedică mai mult, el cântă și mai tare Domnului. Oh, era un nor pe drumul Erihonului, spune Scriptura. Și cu cât îl opreau oamenii, nu mai striga, nu mai striga, el striga și mai tare. Și îmi place că Biblia spune că Domnul Hristos s-a oprit. Tu să dai seama, strigătul unui orb l-a oprit pe Hristos. Și a spus, aduceți-l la mine. Mai mult tu ca și copil de Dumnezeu când strigi, tu crezi că tata nu te ascultă? O, oh, dragul meu, el te ascultă. Transformă orice moment al vieții tale, masa, cafeluța, dușul, absolut tot ce faci tu, transformă-l într-un altar de laudă. Biblia spune despre Avram și cu o proximă ocazie, cu următoare ocazie, să vorbim despre cele patru tipuri de altare care Avram le-a le făcut, le-a construit în viața lui. Dar el era un om care zidea mereu altare de mulțumire. Crede-mă, un om cu inima mulțumitoare, diavolul nu are ce să-i facă pentru că mulțumirea la adresa lui Dumnezeu face minuni. Domnul Hristos stătea în fața mii de oameni și la un moment dat știți ce a făcut? Domnul Iisuse, nu avem pâini. Avem 5 pâini și doi pești, dar ce se alatâța? Ce înseamnă asta? Ei au intrat în panică. Ăsta e creștinul 2024, el intră în panică. Și Domnul Hristos era relaxat. Dați-le voi să mănânce, dar nu avem decât asta. Și Scriptura spune că și-a ridicat mâinile spre cer și a mulțumit. A făcut un altar de mulțumire și a început să le împartă. O, lăuda să fie Domnul! Nu-ți dai seama ce armă puternică e mulțumirea. Extraordinară! Diavolului lui este frică de creștini care sunt mulțumitori, pentru că nu are ce să le facă. El nu înțelege când îl lăudăm pe Dumnezeu. El intră în confuzie, începe să se învârtă în cercuri. Este biruit. Dragul meu, laudă-L pe Dumnezeu, transformă din viața ta, din acest templu, un altar de mulțumire. Când te trezești dimineața, mulțumește-i. Te duci, te pe dinți, mulțumește, încorporează mulțumirea, lauda în viața ta. Nu aștepta să ajungi până duminică. Și acum o să avem un timp de închinare. Dar până acum ce am făcut? Chemăm echipa de închinare. Cum adică echipa de închinare? Noi toți trebuie să ne închinăm Domnului. Noi nu suntem la spectacol, dragii mei, la teatru. Noi nu facem din biserică spectacol. La spectacol unii când alții ascultă. În biserica Domnului, în casa lui Dumnezeu, toată lumea laudă că ele e vrednic, aleluia! O, oh, îl iubesc pe Avram, îți mulțumesc, Doamne, pentru exemplu lui. Biblia spune mai departe, în Geneza 13 cu 18, Avram și-a ridicat corturile, a venit de a locui în stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron și acolo a zidit un altar Domnului. Cum dai, cum nu dai, te uiți la Avram, bă, asta zide altare Domnului. Avea vrăjmași, era bătrân, îl dureau șalele, soție bătrână, nu-i veni să copilul, dar el zi de altare. N-avea răspunsuri la rugăciune, dar el zi de altare. Îl atacau și dar el zi de altare. Haleluia! oh, ce mare e Dumnezeu! Avram a construit în continuu altare. Și ăsta e unul din secretele care am fost învățat la 16 ani jumate. Mi-a spus cineva odată așa, Sani, să nu uiți toată viața ta ce spun acum. S-a uitat la mine și a zis, când nu simți nevoia să-L lauzi pe Dumnezeu, atunci e cea mai mare nevoie să-L lauzi pentru că jurul tău să dă o bătălie spirituală. Și atunci când n-am chef, și atunci când nu vreau, și atunci când firea își cere drepturile, vreau somn acum, vreau să mă odihnesc, fac atunci. Aleg să-L laud pe Domnul. Pentru că e o alegere. eu alegere. Da mă, dar te doare spatele și așa mă doare. Și dacă stau în pat mă doare. Și dacă vin la biserică mă doare. Mai bine vin la biserică și laud pe Domnul. Da, dar eu prefer să stau acasă să mă respect. Respectă-te. Eu prefer să-i dau respect lui Dumnezeu. Trăim într-o generație a confortului, o generație care nu-i gata să meargă necunoscut, o generație care e obișnuită să primească totul așa. O generație care crede că merită respect. Nu merităm respect, dragi mei, Dumnezeu merită toată gloria și respectul. Cum stai cu viața de închinare? Este trupul tău un templu sfânt? Ori este o peșteră de tâlhari? Plictisiți, moleșiți, vorbim în timp ce predică predicatorul fără respect. N-avem ce o treabă, stăm pe telefon. Ți se pare că templul ăsta al tău a devenit un templu în care e lăudată prezența Domnului? Deconectați de la cuvânt. Asta am ajuns noi, Biserica 2024. Dar știi ce? Vestea bună e că putem schimba lucrurile, amin? Și Dumnezeu ne invită. Hei, dacă până acum n-ai știut, e timpul să faci din viața ta un altar de laudă la adresa lui Dumnezeu. Mișcă-te prin credință, fă altare. Domnul să vă binecuvânteze. Te întreb încă o dată, construiești altare de laudă și mulțumire? Din bucurie, la fel ca și din durere, pe acolo pe unde treci? Împrăștii tu parfumul cerului? Sau să uită lumea la noi și zice, bă, și ăștia ca și noi, nemulțumiți, cărcotași, nemulțumiți cu soarta lor. Eu, sincer, n-am venit aici să vă lovesc în niciun chip. Vreau să vă motivez, să vă încurajez, să fim niște ziditori de altare de mulțumire. Amin? Spune vecinului, anul ăsta 2024, voi zidi cele mai multe altare de mulțumire din viața mea. Îmi place de fratele ăsta cu barbă, cum au zis și-o și să-i spună, Aleluia, Domnul să te binecuvânteze. Cele mai multe altare din viața mea de mulțumire la adresa Domnului. Amin? O, Doamne Iisuse, lăuda să fie. Ei, ascultă-mă, o să-ți vină oportunitățile, întristarea. Adu-ți aminte atunci. Din întristarea aia cântă Domnului un cântec. Crede-mă, era o bătrânică care nu avea multe, dădeau toți din plusul lor. Când se simțeau bine, lăudau și ei pe Domnul. Când aveau chef, dădeau și ei la templu. Dar era una care zice Scriptura, a dat tot ce avea ca să Și Domnul a zis, ea a dat cel mai mult. Laudă-L pe Dumnezeu din supărări. Da, dar nu se pune. Se pune. Are greutate mai mare și cum să schimbă supărarea. Că odată ce lau și el coboară în circumstanțele tale, încep să vezi cu ochii lui. Lăuda să fie Domnul. Nu știu dacă ați văzut. Dacă ați observat în versetul respectiv. Și el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, următorul pas care a fost? A dat slavă lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, tu dai slavă lui Dumnezeu? Dai slavă lui Dumnezeu? Dragul meu, fii un om al credinței și fii un închinător. Al treilea, a treia valoare care o văd la Avram este altruismul. Pe mine mă șochează că ca Avram, care ar fi putut să spună, măi Lot, eu sunt mai bătrân, înțelegi? Hai să spun cum stau lucrurile aici în Betania. Uite te puțin la perii din capul meu, înțelegi? Mă șochează Avram că spune Scriptura așa în Geneza 13 cu Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine despartă-te de mine. Dacă a tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă a tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Să nu ne certăm pentru că suntem rude. Ce frumos Avram, pentru că era mai matur, omul credinței, omul care îl crezuse pe Dumnezeu, omul care zide altare. Atunci când zidește altare... Nu mai ești tentat să pui mâinile pe pământ și să zici, mai preșe, să stai bucata mea, nu? Că tu nu mai gândești în drepturi, gândești în privilegii. Și poți să-i spui celor din din aus. ia tu partea mai bună, eu iau ce rămâne. Pentru că eu știu ceva, cu ce rămân, dacă îl binecuvântează, Domnul crește. Amin? Și îmi place atitudinea lui Avram, deși era mai în vârstă decât Lot, deși ar fi putut alege singur pământul cel mai bun să se stabilească, i-a dat lui Lot prima alegere, pe mine asta mă, mă uimește. Cu toate că Lot nu era omul credinței, era omul oportunităților. Era ca un scai după Avram. Era nepotul lui și a văzut, ioi, pe unchiul meu bine Domnul, mă țin și eu de el. Avram, mai târziu, nu numai că i-a dat prima alegere lui Lot, dar și-a riscat viața pentru el când era în Sodoma și Gomora și a fost luat de împărați. Biblia spune că am armat 400 de soldați crescuți în casa lui și s-a dus să-l salveze pe nepotul lui Lot. Păi eu sincer să fiu, știți ce aș fi spus? Acum vă spun sincer, după ce i-am dat să aleagă, mai vrea să fie și salvat, să o creadă el. Nu? Firea din noi așa ar gândi. Totuși Avram își arată în continuare altruismului și altruismului n-a fost circumstanțional. Era un stil de viață. S-a dus și l-a salvat pe nepotul lui și a riscat viața pentru Lot. În zilele noastre, înțelepciunea comună știi ce spune? Lasă să mă așez pe mine și familia mea și după aia ajut și eu pe alții. Corect? E, în lui Dumnezeu e invers. Mai ferice să dai decât să primești. Aș vrea să experimentăm fericirea asta, dăruirea noastră. Să fim altruiști există binecuvântări ascunse de Dumnezeu care le dă oamenilor care se dăruiesc necondiționat. Vreau să te întreb, cum stai cu drepturile tale? Își cer drepturile. Bai cu pumnul masă. Până aici! Nu să predică cum vreau eu, nu să cântă cum vreau eu, nu să face cum vreau eu, nu, casa asta eu fac, eu, casa asta eu dau direcție, casa asta eu sunt șefa. Era un cântec pe vremuri, renunțăm la drepturile mele. Vă aduceți aminte? Cât mai renunțăm astăzi la drepturile noastre? Firea mereu cere drepturile. Întrebarea e, tu îi le dai? Mi-a spus unul la o masă, ce bă frate, Sani, te iubesc cu toată inima ca frate în Hristos. Dar când am văzut că ți-o picat bucata mai mare de pui, am crezut că... Bă, zice, iartă-mă, eu zic, eu rău de foame, recunosc, zice, singurul păcat care l-am pe planeta asta, nu beau, nu fumez, nu... Băi, dar mâncarea, dacă nu... Deci m-am simțit, îți spun sincer, prost. Adică tu, mic și slab, să-ți o pus bucata mai mare. Zic, bă, omule, mă, așa să o nim dacă știam să o dădeam că n aveam nevoie de ea. El, săracul, până la mâncare. În rest era creștinul model. Te întreb, îți este greu să renunți la ce zici tu, la ce crezi tu, lucrurile pentru care ești întreptățit? Ești un om călăuzit de Duhul. Uite, te Avram a renunțat la dreptul lui. Și ce înseamnă renunțare la drepturi? Când renunț la dreptul meu, mă încred în Domnul. Îi spun Dumnezeu, Doamne, Tu vei avea grijă de mine. Când renunț la dreptul tău, nu-ți mai faci tu dreptate. Intervine cineva de sus care e mai puternic și este pentru Tine, că te vede că ai renunțat la drepturile tale și nu ești gata să-l duci într-o bucățică de pământ. Era un, uh, un. la noi o poveste, da, în literatura noastră. Noi vrem. Pentru ce? Pentru ce? Am crezut că suntem chemați să moștenim cerul. Nu ar trebui să ne desprindem tot mai mult de pământ. Vreau să vă întreb, apropo, v-ați făcut planuri pentru cer? sunt foarte tânăr. Domnul Hristos spune, cine nu strânge cu mine risipește, strângeți-vă comori în cer. Vreau să vă întreb, ați început să vă strângeți comori în cer? Că viața trece. Pentru cei care am trecut de 45 de ani în sus, deja nu mai suntem în uh, breakfastul vieții, da? În micul dejun al vieții, nici măcar în prânzul vieții, la amiază. Am trecut în partea... Păi, dar trebuia să ne spui asta cum să ne descurajez. Tocmai mă încurajează, sunt cu omul credinței și acum... Nu vreau să te descurajezi. vreau să fii realist. Nu o să fim aici pentru totdeauna. Trebuie să acceptăm asta. Și de asta vreau ca să-l arăt și îmi propun în anul 2024. Și cred că și tu îți dorești asta, să fii un om altruist, să se vadă cerul pe, pe pământ prin tine. Zorește dorești asta? Să se întrebe oamenii, bă, dar nu înțeleg pe vecinul ăsta, de ce tot timpul renunță? Pentru binele altora. De ce el nu face gălăgie? De ce el nu bate în ziduri? De ce el nu vine și de ce el duce gunoiul vecinilor? Cine e ăsta, mă? De unde a venit, mă? Doamne, ajută-ne să punem lumea în uimire prin altruismul nostru. Am parcurs câteva valori ale lui Avram. Credința, închinarea și altruismul. Al patrulea este ospitalitatea. Cum stați cu ospitalitatea? Mai povestea ieri la rugăciune și zile de rugăciune, ok, nu ești un om sau nu ai loc sau nu, ok, ajută pe altul care are loc să facă el. Ajută pe altul. Deschideți inima. Apostolul Pavel ne spune, lărgiți-vă inima. Biblia spune în Geneza 18, cu 2, de la 2 la 5, că Avram a avut o vizită. Au venit trei oameni acolo și zice, Avram și-a ridicat ochii, s-a uitat și iată că erau trei bărbați care stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului, s-a plecat până la pământ și a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ochilor tăi, nu trece, rog, te pe lângă robul tău. Îngăduie să se aducă puțină apă, să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine, să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum. Că și pentru aceasta trece pe lângă robul vostru. Și să spune: Fă cum ai zis? Cu alte cuvinte, vă invit. Primim invitația. Spuneau Evanghelile și Apostolul Pavel spunea că unii, fără să știe, au găzduit pe. Cum stă în ospitalitatea? Cum stă în ospitalitatea ca biserică? Când se anunță în față, avem nevoie că vin niște frați de pe drum. Frate, n-am unde să-i pun. N-am unde să-i pun. Dar pot să particip cu ceva? La ceva, la ceva, la ceva, ca să strângă ceva și să se ia o cameră undeva. Aia poți să faci, nu? Sau poți să duci niște cornuri, poți să duci o pâine, poți să faci ceva, poți să te implici. Fă ce ține de tine. Nimeni nu spune să ieși și să să-i cazezi pe ea 100 de ani. Dar fă ce ține de tine. Problema e că biserica și-a pierdut apetitul pentru ospitalitate. Am devenit atât de egoiști. Iubim atâta My Space, spațiul meu. La un moment dat am fost la un bazin de not. Și era acolo o domnișoară care făcea not cu cineva și se comporta ca și cum era bazinul ei. Și când ne-a văzut acolo, s-a simțit amenințată. Și m-am gândit, băi, ce oameni am devenit. Cred că și eu aș fi făcut la fel, nu știu. Ne simțim amenințat când cineva intră în spațiul nostru. Nu mai știm să fim ca Avram să zic, stai jos, cum te cheamă, de unde vii, de pe ce drumul umbli. Aș vrea să te provoc Avram a fost foarte ospitalier cu străinii, i-a invitat pe acești trei bărbați și nu numai, dar era un stil de viață pentru el. Biblia spune așa în 2 Corinteni 6 cu 13: La rândul vostru vă vorbesc ca unor copii: deschideți-vă și voi larg inimile. Hai să spun un, 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 lucru, un lucru concret prin care eu am învățat să fiu ospitalier cu oamenii. De multe ori n-am avut unde să-i primesc. N-am avut unde să-i cazez, n-am avut cum să-i hrănesc. Dar și ce am făcut? Când a venit la biserică, l-am întrebat cum îl cheamă. Mi-am deschis inima, l-am pus în inima mea și pentru următoarele șase luni de zile l-am dus înaintea Domnului în rugăciune. Te-ai gândit că poți să fii ospitalier și așa? Păi familia asta o aleg să mă rog pentru un an de zile pentru ea. Îi primesc în inima mea, Apostol Pavel, și lărgiți-vă inimile. E ușor de o multe ori să-l primești în casa. Acum nu mai e nici ai ușor, dar da, păi să-l primești în inima și în mintea ta și să-l porți pe omul ăla în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Îți aduce aminte de cei din Sodoma și Gomora? Ce face Avram? Hmm? O să ajungem imediat acolo. În loc să zică, păcătoșii, idolatrii, ah să muriți cu toți acolo. Avram nu face asta. Avram își deschide inima. Își deschide inima. Și el devine o resursă pentru alții. Și pentru că am ajuns la Sodoma și Gomora, al cincilea aspect al vieții lui a fost că era un mijlocitor. Și îmi place că îl vedem pe Avram, omul rugăciunii. Îl vedem pe Avram, omul rugăciunii. Spune Scriptura așa în Geneza 18 cu 22, bărbați, aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea înaintea Domnului. Stătea în gol, stătea în spărtură. Vreau să te întreb, îți mai iei timp să stai în spărtură? Când te-ai rugat ultima oră, dar așa e intens pentru cineva, când l-ai luat pe cineva în viața ta și ai zis, cum te cheamă, George și Irina, pentru voi doi mă rog pentru următoarele șase luni, eu o să mijlocesc zi și noapte pentru voi. Când ai început să mijlocești pentru bisericile din Oradea, e așa ușor să iei piatra să dai, e, ăla au făcut, l- au căzut, l au zis. Dragul meu, tu știi viața unui om? Vorbim prea ușor unii despre alții. Dumnezeu să ne ierte! Dăm prea mult cu pietre unii în alții. Dumnezeu să ne ierte. Treaba noastră e să mijlocim unii pentru alții. Îmi place de Avram că zice, stătea înaintea Domnului și a început să se roage lui Dumnezeu să mijlocească. Gândește-te! Ce exemplu minunat! Avram a mijlocit pentru Sodoma și Gomora pentru oameni ăștia care erau răi, spune Scriptura, că gândurile lor ajunseseră la apogeu, răutatea lor era fără seamăn. Și el în loc să dea cu pietre să zică, ha, ce bine, în sfârșit îi prăjește Dumnezeu. Avram arată milă, Avram arată compasiunea lui Dumnezeu aici și începe să mișlocească pentru niște oameni pe care nu-i cunoștea și erau ostili. Îmi place că rugăciunea lui dezvăluie inima plină de dragoste și compasiune care o are Dumnezeu pentru oameni. Nu numai că-i păsadei, dar a fost zelos în apărarea proprie onoare a lui Dumnezeu și a început cu îndrăzneală să stea în spărtură ca mijlocitor. Și știi ce? Ai putea să mă întrebi, Sani Trancă, dragul meu, citește Scriptura cu atenție, Sodoma și Gomora nu s-a întors la Dumnezeu. Degeaba a mijlocit Avram, dar hai să-ți spun rodul rugăciunii lui. Spune Scriptura în Geneza 19 cu 29 și aș vrea să citim împreună. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, și-a adus aminte de Avram și a scăpat pe din mijlocul prăpădului. Ce spune Biblia aici? Că datorită intervenției lui Avram, care ar fi putut să zică, știi ce? Prăjești Sodoma și Gomora, haleluia, mă duc la mare, mă duc la soare, mă duc să mă relaxez puțin. Ies în centru, beau un fresh. Ce mă interesează pe mine prin ce trece ăsta? Nu, Avram a știut, a înțeles puterea mijlocirii. Avram era un om al rugăciunii. Avram știa că Dumnezeu caută mijlocitor. Scriptura vorbește în multe locuri, caut un, un, om și nu e nimeni pe temelii care să se roage. Caut un om. Da, frate, dar și eu m a rugat. Ultima oară în 1900 toamna. M-a rugat și nu mi-a răspuns Dumnezeu și de atunci. Uite un alt om al rugăciunii, Ilie, un mijlocitor s-a rugat, s-a rugat, s-a rugat. Zice Scriptura de șapte ori, când vedeți numărul șapte, acolo vorbește despre o stare de fapt continuă. Înseamnă că el avea o viață, o viață de rugăciune și mijlocire. Vreau să te întreb. Ești tu gata să mijlocești pentru alții? Să iei din timpul tău, să pui un moment pe zi, stop gândurilor tare, preocupărilor egoiste și să zici, știi ce? Azi mă rog pentru Oradea. În 2024, începând cu ziua de astăzi, mă voi ruga jumătate de oră pe trist pentru Oradea. O, oh, frate Sani, nu sunt întorc cu oameni. O, oh, frate Sani, nu să vin. Dar tu ce faci pentru asta? Vreau să te provoc omul lui Dumnezeu și femeia lui Dumnezeu, tinere și tineri. Nu uita, roagă-te și mijlocește, că nu știi pe cine ai în Sodoma și Gomora. Nu te lăsa, pentru că Dumnezeu poate să-i salveze. Eu am doi frați care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și mă rog în fiecare zi, mă rog pentru ei și sunt în gândurile mele și zic Doamne nu-i lăsa, Doamne trezește-i. Unii oameni vor trezire, vor să vadă puterea lui Dumnezeu, dar nu sunt gata să sacrifice confortul vieților lor să vadă lucrul ăsta. Hmm. Alții vor să lucreze Dumnezeu ca prin apostolul Pavel, dar nu mișcă un deget. Când se anunță rugăciune la biserică, te uiți. Dar când te lovește viața, Frate, păstor, să vă rugați pentru mine, dar unde ai fost până acum? Dragul meu, vreau să te provoc în seara asta. Să învățăm de la Avram omul credinței. în câteva lucruri pe care le-am subliniat și vrem să le învățăm. El era omul credinței, era un închinător, un altruist, un ospitalier și un mijlocitor. Și de multe ori știți ce mă gândeam? Că avem aici instrumente, nu avem vioară aici, dar putem să ne gândim la o ilustrație cu vioara. Gândește-te, mulți dintre noi nu cred în secolul ăsta că disciplinele sunt importante. Dar dacă te uiți la atleți, vezi că disciplinele sunt importante. Dacă te uiți la alpiniști, disciplinele sunt importante. Și oia nu aleargă doar când au chef, aleargă și când nu au chef. Am întâlnit un om acum care era, spunea că luptă în cușcă. Ce înseamnă că luptă în cușcă? Lupt tot box din ăsta și cu picioarele și cu mâinile. Nu cunosc foarte multe. Dar îmi spune, mă antrenez de un an de zile, așa mi-a spus. Ca și cum aș juca fiecare meci la profesionist. Zice, nici ea care joacă la profesionist nu se antrenează în fiecare zi cum o fac eu. Wow! Ce om disciplinat! Pentru ce? Pentru o glorie care trece. Și noi care avem o glorie care ne așteaptă, avem o împărăție care ne așteaptă, nu suntem gata să integrăm disciplinele acestea spirituale în viața noastră, pentru că cineva ne-a mințit că lucrurile vin de la sine. Dragul meu, lucrurile nu vin de la sine, numai buruienile cresc de la sine. Sinele nostru produce doar buruieni. Dacă vrei, roada Duhului Sfânt trebuie să lucrezi împreună cu Dumnezeu. Și atunci vreau să te provoc să integrezi aceste discipline în viața ta. Îs cinci. Erau șase, dar astăzi am vrut să vorbesc doar despre cinci. Gândește-te la o vioară. Oare cum ar suna o vioară? Să ne gândim la unul din marii noștri violoniști, Enescu, nu? Care a avut una din cele șase viori Stradivarius. Cum ar fi sunat vioara în mâna lui Enescu dacă era dezacordată? Vreo două corzi atârnate. Nu erau puse acolo la punct. Nu era cu sacâți din ăla pe, pe barcuș. Cum ar suna? N-ar asculta nimeni. Vioara trebuie întinsă, trebuie disciplinată, trebuie întinsă la anumite frecvențe, corzile. Ca atunci când arcușul lovește corzile și mâna, griful, da, lemnul acela și corzile pe grif să creeze anumite tonuri, sunete, să creeze armă. Nie, vreau să te întreb: Tu ești un creștin armonios? Mai mă întâlnesc cu tine, rugăciune, frate, Sani, tot e rugăciune, tot e rugăciune. Da, omule, rugăciunea e importantă. Dar Biblia nu vorbește doar despre disciplina rugăciunii, mai e și disciplina postului. E disciplina mulțumirii, e disciplina dărnicii ei. Îs mai multe corzi, mai multe roade ale Duhului Sfânt, nu? Vine altul, prorocie, frate Zani, dacă nu-i procie, prorocie. Și suntem dezechilibrați. Cum ar fi o navă din asta pe ocean care ar fi dezechilibrată? Una așa, ce ar s-a întâmplat cu ea? Ar ajunge exact ca și Titanicul. De asta, dragul meu, aș vrea ca să alegi măcar una din aceste discipline avramice. Josh, ești aici? Sau echipa de închinare, vă rog. Iertați-mă, sunt obișnuit cu Josh, când, dacă nu-i Josh aici. E. Dar știi că și tu te descuși foarte bine. Vreau să te întreb, un creștin dezacordat sau nu armonizat cu Dumnezeu? Pentru că eu vreau să-ți fac o provocare, ai cinci discipline. Mai este una, dar o lăsăm deoparte astăzi, pentru că în seara asta vrem să ne rugăm Păstorul Tibi spunea să miclucim și pentru bolnavi și pentru oameni care au nevoie sau au nevoie de direcție în viață. Vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să vă atingă, să vă vorbească. Dar vreau să te provoc să-ți alegi măcar una. Unde dai cu minus? Credință? Mulțumire, altare de închinare? Ospitalier? Ești un om care îți lărgești inima pentru alții? îi pui în mintea ta și începi să mijlocești pentru ei zi și noapte până Dumnezeu îi scapă din Sodoma și Gomora. Altruist, mijlocitor, nu știu de care ai nevoie, dar măcar una dacă o implementezi luna care urmează, ar fi extraordinar. Pentru că viața de credință, dragul meu, e o viață de disciplină n-are, de-aia ucenicii Domnului Hristos erau numiți dis ci pol de la disciplină. Firea nu vrea. Dar dacă vrei în viață să câștigi ceva, trebuie să muncești. Dacă vrei să ai un corp extraordinar de pus la punct, trebuie să muncești. Poți să te rogi cât vrei, Doamne Iisus, să dăm bicep și dăm mușchi. nu se întâmplă. Credeți-mă, eu am încercat cu părul, n-am mai venit. Nu glumesc. Cineva mi-a spus, băi, dacă te rogi, Dumnezeu îți poate da și părul înapoi. După aia mi-am dat seama că da, am alte preocupări mai importante. Dar, dragul meu, integrează credința, integrează închinarea, integrează altruismul. Dumnezeu o să-ți dea oportunități. Dă prioritate altora, sacrifică-te pentru alții și o să vezi ce bucurie și ce fericire găsești. Fii mai darnic. Anul ăsta 2024, dă din timpul tău, fii generos. Dumnezeu îi plac oamenii generoși aici nu vorbim de teoria asta sau de Evanghelia prosperității. Noi nu credem în asta, noi credem că Dumnezeu binecuvântează pe tătătorul voios și binecuvântează mâinile noastre. Noi că faci caritas cu Dumnezeu, îi dai 10 lei și el îți dă 5 mii înapoi. Aia e poveste. Dumnezeu binecuvântează pe tătătorul voios. De asta vreau să te provoc să fii ca vioara aia bine acordată. Că atunci când marele violonist cântă pe tine peste viața ta, cu arcușul veșniciei, să scoți acel cântec minunat care vorbește despre El și spune din El, prin El și pentru El. Eu îmi doresc să fiu acel creștin armonizat cu Dumnezeu. Am ajuns perfect? Dacă aș fi ajuns perfect, nu mai eram astăzi aici, eram în ceruri. Niciodată nu s să ajung perfect. Dar viața lui Avram stă mărturie că Dumnezeu folosește oameni cu defecte, oameni câteodată slabi oameni câteodată mici oameni câteodată mai în vârstă oameni câteodată mai înalți, câteodată mai mici ca mine dar folosește pe oamenii care sunt disponibili vrei tu să fii un vas disponibil pentru 2024 prin care Dumnezeu să-și manifeste mila lui, tărnicia lui, generozitatea lui care să arate la oameni că se poate mai mult, se poate și în felul lui sau vrei să continui să trăiești în genul, în stilul în care ai primit credința Adică stai frumos pe scaun și trec anii pe lângă tine și nu faci absolut nimic, că Dumnezeu așează decorul potrivit. Eu văd în Scripturi că atunci când Moise a fost chemat, a fost chemat în condiții grele, era păstor. Când Iacov a fost chemat și Îngerul Domnului a vorbit, vă aduceți aminte că spune noaptea nu puteam dormi de fric și ziua de căldură. Când David a fost uns, a fost băgat într-un timp de formare de 13 ani în care a stat prin peșterile pământului, dar știa că are un ajutor, Dumnezeu i-a format caracterul. Ei, eu cred că acum noi suntem într-un test, într-o vreme de test. Oamenii din jurul nostru vor să vadă dacă cu adevărat Biserica lui Hristos este ceea ce spune. Cum spuneam și ieri, lumea nu crede Scriptura și Biserica nu trăiește. Dar sincer să fiu, nu vreau să trec prin viață ca un mincinos. Vreau să trec prin viață ca unul care am ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu și l-am împlinit. Și atunci, când frații mei sunt întrebați să spună, da, l-am văzut pe fratele nostru, a fost orb și acum vede, pentru că a ascultat de Dumnezeu din cer. Și îmi doresc asta pentru noi, să fim acea vioară pe care va cânta împăratul împăraților și să scoatem acele cântece pentru gloria și slava lui, voi tineri și restul, noi ceilalți, să facem un mare cor al martorilor. În care să cântăm zi și noapte lăudați, să fie Domnul, din El, prin El și pentru El. Ne ridicăm. Credință, închinare, ospitalier, darnic, nu generos, mișlocitor, N-ai vrea să iei toate corzile Scripturii și să le pui peste vioara vieții tale? Să începem să integrăm câte una, câte una, câte una. Pentru că nu o să vină de la sine. Degeaba aștepți și doar te rogi an după an după an după an. Credința adevărată e dublată de faptă, spune Scriptura. Dumnezeu ne-a chemat să fim împlinitori ai cuvântului cu fapta noastră, amin? Spune în Matei și când oamenii vor vedea ce? Faptele voastre bune, nu gândurile voastre sau intențiile, faptele. Când ei te vor vedea că tu îl crezi pe cuvânt pe Dumnezeul cerului, atunci și ei vor zice, da, se merită, vreau și eu. Haideți să ne rugăm să-i cerem lui Dumnezeu acest ajutor. Și anul ăsta să alegem măcar o disciplină din acestea și să le integrăm în viața noastră de creștin. Ce minunat ar fi! Ce minunat ar fi! Doamne Iisuse, înaintea Ta ne plecăm. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai vorbit azi prin Cuvântul Tău, prin Omul Credinței Avram. Doamne, acest om a zidit altare de mulțumire. A fost primitor de oaspeți, Doamne. Acest om a fost mulțumitor. Doamne, acest om, Doamne, a fost un mijlocitor desăvârșit, Doamne, a stat acolo și a mijlocit pentru oamenii răi din generația lui, Doamne, să le dai o șansă, Doamne, Tu l-ai scăpat pe lot. O, Doamne, am văzut, Doamne, Dumnezeule, cum acest om și-a ridicat mâinile spre Tine și a stat în spărtură și s-a rugat, Doamne, Doamne, Tată din ceruri, astăzi te rugăm, ajută-ne să răstignim lenea și firea și să începem să umblăm pentru lucrurile cerești, care nu pierd, care nu le mănâncă molile.